Tudorel Toader, încercări disperate de a-i convinge pe judecătorii CCR, de aceea consider MCS sesizarea este admisibil. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat joi, în fața judecătorilor Curții Constituționale, ce refuzul presubliniereedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din funcție pe subliniere Fadna, Laura Codruca-Kövesi, motivat prin lipsa oportunității politice, este de natură să creeze un blocaj instituțional. Mai mult, ministrul Justiției a spus că sesizarea formulată este întemeiată. Ministrul Justiției, oricare ar fi el, are un rol major în rândul autorităților publice de rang constituțional. Actele date în aplicarea Constituției ilegii caracterizează Ministrul Justiției ca fiind un organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, făcând parte din guvern, care contribuie la buna funcționare a sistemului judiciar. De aceea considerăm ce cererea formulată. Sesizarea este admisibil. Prezenta cauz privete, adar, partajarea de competențe dintre Ministrul Justiției și Președintele României, în principal, și Guvernul Președintele României, în secundar, privind procedura de revocare a procurorului F. Competența rezid direct din textele Constituției. Prin urmare, partajarea de competențe, în opinia noastră, trebuie examinat cu direct raportare la normele constituționale. Trecând peste aceste considerente, întrebarea, până la urmă principal, care vei este adresat este aceea dacă președintele României are un drept de veto în procedura de revocare a procurorilor EFI. Răspunsul la această întrebare oferind-i solui pentru eliminarea blocajului instituțional, a spus Tudorel Toader, în fața judecătorilor CCR. Judecătorii Curții Constituționale a României, CCR, discut cererea de soluționare a conflictului între autorități determinat de refuzul presubliniereedintelui României de a o revoca pe Laura Codruca-Kövesi din funcția de procuror subliniere F al Direcției Naționale Anticorupție. Din partea guvernului pledează Ministrul Justiției. Tudorel Toader, în timp ce presubliniereedintelui este reprezentat de consilierul prezidențial Simina Tănăsescu. CCR a fost sesizat cu cererea de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională între Ministrul Justiției, pe de o parte, sublinierei presubliniereedintele României, pe de alt parte, în principal, sublinierei între Guvernul României sublinierei presubliniereedinte, în subsidiar, determinat de refuzul lui Klaus Iohannis de a da curs cererii de revocare din funcția de procuror sublinierei F al Laurei Codruca-Kövesi. Sesizarea formulată de prim-ministru, după refuzul presubliniereedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din funcție pe subliniere Fadna, a fost depus la CCR pe 23 aprilie.